Vrancea, comuna Vârila Mare, care de fiecare dată a încântat privirile celor care trec prin fața standului și mai ales ale pescarilor cu ceea ce se vede aici. Este vorba de răciturile din pește, care sunt foarte elaborate, presupune foarte multă muncă, foarte multe capete de pește care conțin gelatină. Nu mai vorbim de crab, nu mai vorbim de som, care fac deliciul gurmanzilor. Îi urăm toate cele bune și vă așteptăm și la celelalte manifestări ale noastre. Iarăși o prezență veche la noi este Casa Brâncuș din Peștișani, care, iată, vă mulțumesc pentru faptul că și-au realizat materiale de promovare proprii. Nu au așteptat ajutorul nimănui și se ridică la înălțime cu ce produse au adus aici, de la sarmale, mălai, siropuri naturale și alte delicatețe. Un șef consacrat. Un șef consacrat este domnul Diaconescu Marcel, pensiunea la Marcel din Arcan, care, iată ce bunătăți ne propune, ne propune pentru privit, pentru simțul olfactiv și mai ales pentru cel gustativ, o întreagă gamă de produse care ne încântă ochiul, ne încântă toate celelalte simțuri și exact ca o zi, o mini zi a recoltei, are cu ce să se mândrească și noi îi mulțumim pentru prezența la standul acestui eveniment, pentru că am de mult nu a participat la asemenea manifestări. Casa Păstrăvarului nu mai are nevoie de nicio introducere, aparține, este o pensiune care aparține de obștea peștișani, la fel cu produse deosebite și care face cinste antrecului și județului Gorj pentru prezența dânsului frecvent la aceste emisiuni. Antrecul prescurtat este vorba de Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural, care a luat ființă în 1994 la inițiativa unei familii de olteni, Maria și Marilena Stoian. Actualmente la Brane au pus bazele antrecului. În 1996 noi vorbim în afiliat, suntem afiliat la Vorba Antrecului în 1996, participând la toate manifestările și promovând pensiunile care au mărut proprii la întâlnirile regionale, naționale, internaționale. Sunt, este o asociație care crește în fiecare lună, în fiecare an, sunt deja 33 de filiale principale, ce vor mai fi și altele, de regulă în zonele cu potențial condiții cum e mai greu să zice. Apreciați în acționarea de turism în ecologic și cultural, își propune de asemenea să promoveze tradiții, să promoveze niște studiuri. Așa, vreau o poză de mălația. Cum avem aici, așa, anti-fix acolo, anti-PSD. Este vorba de Cristus Cătărău, care ne încântă urechile cu ceea ce va cânta, am înțeles. Normal că dacă ne întoarcem un pic în dreapta, avem și aici standul al unor meșteri populare, al unor producători de siropuri, de dulcețuri naturale. Avem aici pe domnul Doicu Marcel,
care transformă corola socului, petalele de trandafir, lucrurile de lacrimă și poate de sfântă candidată, o mână pricepută, ce nu mult o să facă, are o casă, muzeu, putem spune, în care aproape toată clădirea este din lemn sculptat. Dar mai ades are niște șuguri conducăritului, aici l-am învățat în Banat, în perioada în care a trăit acolo, ea și propune să schimbă un pic tiparele, pentru că fiind este tipare îngheghită, a dat succes și, cum se spune, ai făcut în tăvăria, ai pus în capălăria. Normal, așa că, de acum înainte, sunt la timpul mai greu, nu din punct de vedere economic, din punct de vedere. Cu această ocazie, îi urăm domnului Cărban și să fie vizului să fie sănătoși și să mai participe și în anii viitoare. Partea culturală, etnografică și tot care ține de meșteșuguri este legată de aceste produse care sunt realizate în cadrul extern, pentru că acea cooperativă vestită, Arta Casnică, să spunem că nu mai este la nivelul a ceea ce a fost odată, însă sunt urmași, mulți oameni, multe femei care au lucrat în această cooperativă, au trecut la inițiative private și își realizează acasă aceste bijuterii pe care le vedeți și dumneavoastră și care fac deliciul târgurilor meșterilor populari. Avem meșteri populari din Gorj, cum ar fi Filomela Tiștere, Țesătoare sau Pompidul Ciolacu, pictor de icoane care și-au făcut intrarea pe piața artistică datorită filialei Antrecu Gorj, care i-a promovat și participă la standurile organizate de Ministerul Turismului, la târgurile internaționale și ne fac cinste cu toate ocaziile în care ei sunt chemați acolo. Nu în ultimul rând, trebuie să avem grijă și de siguranța turiștilor din unitățile de cazare, pensiuni, hoteluri, cabane, care se regăsesc foarte multe în zona de nord a județului și multe în partea de vest a județului nostru, partea montană. Și serviciul public Salvamont Gorj, condus de domnul Sabin Oproiu, este unul dintre cele, putem spune, cele mai bine dotate din țară din punct de vedere al logisticii, al aparaturii și sunt vestiți în operațiunile în care au intervenit pentru salvarea turiștilor rătăciți, accidentați pe munte, în peșteri și în alte ocazii. Aici ne spune dânsul o parte din tehnica de salvare a salvamontului public Gorj. Are deja o vârstă salvamontul, se apropie de 50 de ani, 48 de ani de când a luat ființă și a crescut în continuu. Sunt 11 posturi salvamont în partea de nord a județului Gorj, unul din ele se găsește chiar la Tismana,
Așa că turiștii care sunt cazați în pensiunile din zonă pot fi siguri că sunt în siguranță în ceea ce privește micile aventuri pe care le realizează când se aventurează de multe ori neechipați adecvat în pe coclaurile din jur. Sabin Cornoiu, Sabin Cornoiu, nu Oproiu. Sabin Cornoiu, bineînțeles. Organizator este Antrecu Filiala Gurș, cu sprijinul neprecupețit al primăriei Tismana, care ne-a ajutat foarte, foarte mult, Asociația de Promovare a Turismului Acasă la Brâncuș, și aș dori cu această ocazie să-l invit pe domnul primar Silvescu să ne spună câteva vorbe legate de eveniment, legate de Tismana și ceea ce urmează să se întâmple în Tismana în următorii ani. Mulțumesc, domnule președinte! Doresc de la început să vă urez bun venit în localitatea noastră, o localitate care își dorește prin strategia de dezvoltare aprobată de către Consiliul Local în urmă cu 2 ani de zile, să devină o localitate turistică importantă pentru județul Gorj și pentru nordul Olteniei. De asemenea, încă de la început trebuie să mulțumesc sufletului și minții acestei manifestări, domnul Ciobanu, care de iată 9 ediții ține vie această manifestare. Este o manifestare care se adaugă celorlalte care se petrec pe teritoriul localității, începând din luna martie, când avem sărbătoarea Păstrăvului și le încheiem cu sărbătoarea Sfântului Andrei, târgul de iarnă de la Pogruia. Ne bucurăm pe tot parcursul anului de sprijinul Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural, și sigur că pensiunile din zonă, coordonate de domnul Ciobanu, au mai multă eficiență dacă încep și sigur reușesc în astfel de acțiuni. Ceea ce se întâmplă astăzi este o componentă de turism gastronomic. Și turismul gastronomic a devenit în ultima perioadă de timp o oportunitate pentru diversificarea și pentru revitalizarea ofertei turistice. Tismana își dorește, pentru a deveni o localitate turistică importantă, să atragă din ce în ce mai mulți turiști și siguri și prin această componentă gastronomică. Vom încerca din tot ceea ce putem, cu tot ceea ce putem, cu sprijinul Consiliului Local, al cetățenilor, să păstrăm această localitate cât mai curată, să păstrăm un mediu natural cât mai prietenos, să, într-adevăr, găsească în localitatea noastră turiștii mediu propice pentru odihnă, pentru relaxare, pentru distracție și pentru o masă bună. Vă doresc poftă bună, pentru că vom oferi, prin amabilitatea Antrecului, și o porție de sarmale cu pirtii, și să termin într-o notă optimistă cu o epigramă pe care a scris-o Gheorghe Buleteanu. Am ales-o dintre multele, pentru că mă ajută pe mine. Știți, primarii sunt adesea subiect de bârfă, sunt subiect de critică, uneori pe bună dreptate. Permiteți-mi să dau citire acestei epigrame și după aceea să dau din nou microfonul domnului președinte pentru a face cuvenita invitație. Fiindcă să bârfești îți place, că așa e felul dumitale, gura care nu-ți mai tace, umple-o cu piftie și sarmale. Da, este în ton. Cu această ocazie, noi am pregătit și un, ca de fiecare ediție, un jurnal special de piftii, în care sunt foarte multe epigrame
legate de genul respectiv, epigramele care la un moment dat erau considerate subversive, acum sunt la liber și bineînțeles că trebuie să moravurile trebuie să, să dispară prin râs, ridendat, castigat, morer, vorba latinului, satirizând, va dispărea moravul respectiv. Ce să vă mai zic, o să înceapă muzica, vă rog să treceți pe la fiecare stand, să vedeți ceea ce este acolo, după care vă invit la o degustare de sarmale, de piftii, ardei iute, cine are voie, un păhărâs de țuică, 1, 2, 3, 4 iar de vin, după puterea fiecăruia și după rezistența fiecăruia. Vă doresc în continuare o vizionare plăcută și poftă bună!